Speranța State și vă prezint jurnalul de noapte de câteva subiecte. Igor Dodon le-a făcut astăzi jurnaliștilor un tur la reședința de la Condrița, unde s-a mutat recent, însă a refuzat să spună cât a cheltuit pentru renovare. Peste 100 de tineri au fost dați în judecată de Ministerul Sănătății, care le cere să întoarcă statului banii investiți în studiile lor pentru că au învățat la buget și au fost repartizați să muncească în spitale și din sate și raioane, dar au refuzat. Miniștrii rămași în guvern spun că încă n-au apucat să-și cunoască noile domenii preluate de la alte ministere. Două partide din Parlamentul European cer instituțiilor europene să oprească finanțarea pentru țara noastră după ce PD și PSRM au schimbat sistemul electoral. Așteptare chinuitoare pentru o familie din Edineț. Copilul lor născut prematur se află în stare gravă la bălți, iar medicii de acolo au cerut încă de dimineață celor de la Viasan să-l transporte de urgență la Chișinău. Disperați părinții au așteptat o zi întreagă ambulanța. Explicația celor de la Viasan este revoltătoare. Echipa nu a putut porni la drum pentru că felcerul nu a răspuns la telefon. Daniela Rusu, originară din Edineț, a născut ieri prin cezariană. Micuța a apărut pe lume de 2 kg și cu numeroase probleme de sănătate, așa că a fost transportată de urgență la spitalul din Bălți. Cu probleme la inimă, căile respiratorii, acolo la Bălți a fost acordat primul ajutor, în lipsa de utilaj, necesitatea a apărut ca să fie transportat la Chișinău, solicitat ajutorul de la Viasan. Fiind slăbită, mama copilei a rămas internată la Edineț, iar tatăl se află acum împreună cu micuța la Bălți. Oamenii spun că au așteptat aproape toată ziua medicii de la Aviasan. De astăzi dimineață, de la ora 8 până la ora 3, până ca aceștia să dea un răspuns negativ. Dacă nu vine Aviasanul, copilul riscă să rămâie bolnav. Contactați de ProTV, responsabilii de la serviciul Aviasan ne-au spus că nu au putut să trimită o mașină la Bălți, deoarece felcerul de gardă nu a fost de găsit toată ziua. Felcer trebuie, știi, și dacă perioada de concedii de cel care era de gardă, nu răspunde la telefon. Cine știe ce s-a întâmplat cu vezi, că n-am găsit. Mașina s-a dus și a luat. Totodată, responsabilii de la Aviasan promit că azi micuța va ajunge la Institutul Mamei și Copilului din capitală, unde va primi ajutorul medical necesar. În același timp, un bărbat în stare gravă a fost adus astăzi de la Ucnița la Chișinău cu elicopterul Smurt Iași. În vârstă de 57 de ani, acesta s-a ales cu arsuri pe aproape jumătate din suprafața corpului, după ce a încercat să stingă singur un incendiu izbucnit pe un câmp. Fiind în stare gravă, bărbatul de 57 de ani a fost preluat de medicii de la Iași cu elicopterul Smurt. În jurul orei 17, pacientul a ajuns pe stadionul Dinamo din capitală. Potrivit medicilor, el a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului. A necesitat analgezie pe parcursul transportului, oxigenoterapie, stabil. Conștient, cooperant, am monitorizat parametrii vitali, tensiune arterială. Ulterior, pacientul a fost transportat la centrul de combustie. Bărbatul originar din satul Mihăilești s-a ales cu arsuri după ce ar fi încercat singur să stingă un incendiu izbucnit pe un câmp, iar hainele i-au luat foc. Potrivit medicilor, bărbatul necesită tratament de durată. Mai mulți studenți de la medicină riscă să achite câte 235.000 de lei Ministerului Sănătății. Este vorba despre 132 de tineri care au învățat la buget și au fost repartizați să muncească în spitalele din sate și raioane, dar au refuzat. Autoritățile din sănătate i-au acționat pe absolvenți în judecată. Daniel Moscalenco, care este absolvent la medicină, scrie pe Facebook că a fost repartizat să muncească timp de 3 ani la spitalul din Șoldănești, el fiind din capitală. Tânărul a publicat și o copie a unei cereri de chemare în judecată a colegului său, care de asemenea a învățat la buget. Documentul este semnat de viceministrul sănătății Oleg Crăciun. Responsabilii din sănătate susțin că taxa pentru studii a fost achitată de către stat, iar acum tinerii sunt obligați să restituie banii ori să muncească în instituțiile propuse de minister. Eu am solicitat o notă de serviciu cu privire la acest subiect. Au semnat, de fapt, un contract cu Ministerul Sănătății pe parcursul anilor, în care s-au obligat să-și desfășoare practica după finalizarea cursului de rezidențiat în localitățile respective, ceea ce nu a avut loc. Și atunci, Curtea de Conturi, de fapt, a solicitat o acțiune din partea Ministerului Sănătății. Studenții sunt nemulțumiți de faptul că sunt repartizați să muncească în spitalele care se află prea departe de locul unde au viza de reședință. Asta ar însemna că ei vor fi nevoiți să se stabilească acolo cu traiul, ceea ce ar fi destul de dificil.
dificil pentru rezidenții care au familii. În acest an, 245 de absolvenți au fost repartizați în spitale, iar cei mai mulți au fost trimiși în centrele medicale din sate și raioane, susțin cei din sănătate. Alți 113 rezidenți vor munci în capitală. Zeci de pasageri care urmau să ajungă în caseară la Lisabona au așteptat mai bine de 24 de ore ca să decoleze de pe aeroportul Chișinău. Am dat bagajele, am făcut toate astea, am ajuns la poartă, când acolo a venit vremea, nimeni nu vine să ne lămurească, să ne spui ceva. Compania aeriană are o explicație, imediat la știri aflați ce spune. Schimbarea la față pentru câteva intersecții din capitală, rondurile din 6 locații din oraș sunt reamenajate. În preajma lor sunt instalați piloni reflectorizanți care delimitează benzile de circulație. Modificările i-au băgat în ceață pe unii șoferi care au luat-o pe contrasens. Acolo znacul se de pistil. Снимай номер, що он делает? Снимай. Он курка drumul, да? Да. Трещи просто сын кал. Cum spune rușii, prova copila ездит нет. Sensul giratoriu reamenajat ieri la intersecția străzilor Uzinelor cu Voluntarilor creează confuzie printre șoferi. Deși prioritatea au cei care se deplasează pe rond, mulți încă stau nedumeriți și cedează trecerea celor care merg pe drumurile adiacente. Prioritate are care pe cruhul merge. Dar ei s-au deprins de cum era pe vechime și mergeau așa. Ori să deie. Picadurile astea mai dor capul pe unii. Pe atât și merg, cred că. Unii au rămas încântați de montarea barelor din plastic care formează triunghiuri în jurul rondului. Mama mea, până acum ședem 6 mașini aici. E mai ușor pentru șoferii care disciplinați. Ia uitați-vă cum merg ei pe partea opusă. S-ar deprinde, dar e mai bine. Sunt cărnești la stânga, nu poți să faci crugul, zi înapoi. Dar așa e normal. La doar o zi de la schimbare, un indicator a și fost pus la pământ. Aud că am îndoiat, am ștruba asta îndoiat-o. Cât ar costa un nou indicator? 1000 de lei. Alte 5 intersecții urmează să fie reamenajate în următoarele 2 săptămâni. Este vorba despre Ismail Varnița, Gagarin Fântânilor, Gagarin Muncești, Grenoble Costiujeni și Tudor Vladimirescu Bogdan Voievod. Oamenii legii spun că în aceste zone traficul este îngreunat din cauza unui număr mai mare de benzi. Astfel, noile sensuri giratorii vor fluidiza circulația. La vremuri noi, tot noi. Noi vechi miniștri au fost prezentați astăzi de premier la ședința executivului. Câteva locuri au rămas goale la masa la care stau de obicei membrii cabinetului. Miniștrii care au preluat noi domenii spun că încă n-au apucat să înțeleagă cu ce se mănâncă ele, însă speră că se vor descurca în curând. Fostul ministru al construcțiilor va avea de furcă de astăzi cu agricultorii și cu ecologia. Totuși încă nu știe cu ce anume se va ocupa. De exemplu, în agricultură o să pricepeți? Eu voi conduce domeniul agricultură, dar cei care vor implementa tot ce ține de domeniul agricultură vor fi specialiști în domeniu. Ați apucat să vă familiarizați cu domeniul ăsta? Sau... Nu, astăzi după ședință urmează ca să intrăm în tot. Ministrul Culturii va fi șef și pe educație, tineret, sport și cercetare. Ați apucat să vă uitați ce înseamnă educație, câte școli, câți elevi avem? Bineînțeles, nu neapărat că trebuie să mă apuc nemijlocit să studiez acest lucru. Unele lucruri le cunosc, dar bineînțeles că trebuie să recunosc că mai am încă foarte multe de aprofundat la capitolul cunoștințe. Noul ministru al sănătății, Stella Grigoraș, care a fost până acum șef peste Ministerul Muncii, spune că o vor ajuta cunoștințele din medicină. Da, cu domeniul sănătății ați reușit să vă familiarizați, să vedeți ce înseamnă asta? Da, bine, într-o zi am reușit. Glumesc, dar de fapt știți că sunt de formare medic. Deci eu am terminat pediatria. Da, credeți că vă descurcați? Eu zic că o echipă împreună singură nu faci nimic. Totodată, Ministerul Economiei va înghiți Ministerul Transporturilor și pe cel al Tehnologiei Informației, precum și domeniul construcții de la Ministerul Construcțiilor și va deveni Ministerul Economiei și Infrastructurii. Ministrul Finanțelor, cel al Justiției, cel al Externelor, al Internelor și cel al Apărării își păstrează funcțiile și domeniile. Reforma guvernului, care ne-ar putea costa 25 de milioane de lei, a fost anunțată de Vlad Plahotniuc, care spunea că funcțiile de miniștri nu vor mai fi partajate politic până acum. Totuși, cei mai mulți dintre șefii ministerelor au fost propuși în funcție de PD, iar ministrul Justiției este chiar vicepreședinte de partid. Rămâne descoperit Ministerul Apărării, condus în continuare de un viceministru, întrucât un nou șef la minister trebuie numit prin decretul lui Igor Dodon.
Două partide din Parlamentul European cer ca Uniunea Europeană să oprească finanțarea țării noastre și să reevalueze acordul de asociere. PPE și ALDE au semnat o declarație comună pe care au trimis-o tuturor instituțiilor europene. Formațiunile se arată îngrijorate de situația din țara noastră și spun că motive ar fi mai multe. Potrivit lor, PD și PSRM își intimidează și hărțuiesc adversarii politici. Au ignorat recomandările Comisiei de la Veneția atunci când au modificat sistemul electoral. În plus, europarlamentarii cred că avem o justiție selectivă. PPE este cel mai numeros grup din Parlamentul European, însă împreună cu ALDE nu formează o majoritate. Firma care repară bulevardul Ștefan cel Mare ar fi fost favorizată la câștigarea licitației, iar funcționarii de la primărie ar fi făcut trafic de influență. Se arată într-un raport al Consiliului Concurenței, care a fost prezentat astăzi consilierilor municipali. Presa nu a avut acces în sala de ședințe, deoarece documentul ar fi unul confidențial. Banii au fost alocați. Banii, eu cred că s-au furat. Și eu cred că acest lucru va fi demonstrat. Cei care sunt actualmente implicați în reparația bulevardului sunt obligați prioritar să vină să-și dea darea de seamă aici. Solicitat de ProTV, Serviciul de Presă al Consiliului Concurenței ne-a spus că deocamdată raportul nu va fi făcut public. Nu am reușit să aflăm dacă investigația a fost făcută în urma unei plângeri sau instituția s-a autosesizat. Potrivit socialistului Ion Ceban, raportul prezentat astăzi la CMC nu conține nume, se spune doar că funcționarii de la primărie ar fi selectat preferențial firma care repară bulevardul, deși în concurs erau înscrise și alte companii ce ofereau prețuri mai mici. Viceprimarul Nistor Grozavu, cel care a făcut parte din grupul de lucru care a selectat firma care repară bulevardul, spune că licitația a fost făcută după regulile Berdului și nu poate fi vorba de trafic de influență. Am încercat să obținem un comentariu din partea primarului Dorin Chirtoacă, însă avocații săi nu ne-au răspuns la telefon. Bulevardul Ștefan cel Mare ar urma să fie gata la toamnă, după mai multe termene amânate de autorități. Renovarea este făcută de o firmă românească care a reparat și străzile Vasile Alexandrii și Constantin Negruții. Guvernul a aprobat astăzi imaginile cu care vrea să îi sperie pe fumători de la anul. Avertismentele despre riscul fumatului vor fi aplicate pe pachetele de țigări începând cu 1 ianuarie 2018. Pictogramele pe care le vedeți în imagini sunt cele mai puțin înspăimântătoare identificate de autorități. Alte desene ilustrează organe afectate de boli provocate de fumat. Anul trecut autoritățile au interzis fumatul în spații publice închise și semi-închise, adică în localuri sau în stațiile de așteptare. Ghinion peste ghinion pentru pasagerii curselor operate de Air Moldova, zeci de moldoveni care urmau să ajungă încă ieri la Lisabona au decolat abia în această seară de pe aeroportul Chișinău. Nemulțumiți, mulți s-au plâns că au pierdut o zi de muncă și respectiv bani. Reprezentanții companiei aeriene au o explicație. Ei spun că aeronava cu care oamenii urmau să zboare la Lisabona s-a reținut la Florența din cauza unei furtuni puternice. Acești oameni trebuiau să decoleze de pe aeroportul din Chișinău aseară la ora 19:30. Nu a fost să fie. Pasagerii au aflat că zborul se amână și că vor fi nevoiți să aștepte. Am dat bagajele, am făcut atestia, am ajuns la poartă, când acolo a venit vremea, nimeni nu vine să ne lămurească, să ne spui ceva. Le trimis niște fete tinere, că ele n-au nici o vină, care le trimis să ne explice nouă că nu știu ce e acolo, că ele s-au pierdut cu vorba, că nu știu ce să răspundă. Cu nervii la pământ, această femeie ne-a povestit că azi dimineața trebuia să fie la muncă. O să dorm în aeroport. Eu am 30 de persoane marcate pe mâine să fac tratament. Eu trebuie să câștig 1500 de euro mâine. Cine mi-ntoarce mie banii ăștia? Dezamăgită de când am pășit pragul aeroportului la Air Moldova astăzi. Numai în rusă vorbesc și numai probleme și numai ne tratează ca pe niște oi proști. Cu o mulțime de bagaje și copii în brațe, oamenii au stat pe aeroport, în speranța că vor decola pe parcursul nopții. Nu știm ce să facem. Ia că le-a zbălit de pe escaliator, am avut niște bănci cu dulceață, că să ne ducem la nepoț. Și că toate s-au stricat, iau cum ne curgeau, de curge pe... Cei de la Air Moldova spun că de vină ar fi fost o furtună puternică. Aeronava care trebuia să plece spre Lisabona venea dinspre Florența. Acolo, din cauza vremii, avionul a stat pe aeroport mai bine de 2 ore.
aterizare pe aeroportul Chișinău, aceasta nu a mai avut posibilitatea de a decola spre Lisabona, deoarece aeroportul din capitala portugheză se închide pe timp de noapte. Cursa Chișinău-Lisabona o să fie operată astăzi la 19:30. A fost asistat de către Air Moldova cu cazare, alimentație. Totodată, cei peste 100 de pasageri care ieri trebuiau să plece pe insulele Corfu și Zakynthos au așteptat aproape 24 de ore și au decolat abia azi. Au ajuns dimineața de vreme la Chișinău și moldovenii care au așteptat să revină de pe insulele grecești. Au făcut roboți în Statele Unite alături de echipe din 160 de țări. 6 tineri din Moldova tocmai s-au întors de la competiția internațională. Au făcut un robot care să se ocupe de epurarea apelor reziduale. Cu ce loc au venit acasă, vă spunem în jurnal. 54 dintre cei aproape 200 de elevi care au susținut anul acesta bacalaureatul la fizică vor primi note mai mari cu un punct, și asta pentru că 4 item din test au fost elaborați cu greșeli. Potrivit noului ministru al educației, Monica Babuc, testele au fost reevaluate de o comisie care a schimbat baremul de acordare a notelor. Nu este clar deocamdată cine se face vinovat de acest lucru și cum va fi pedepsit. Săptămâna trecută, viceministrul educației Lilia Pogol și-a audiat în Parlament declara că testele ar fi fost traduse greșit din limba rusă. Parlamentarii americani vor să pedepsească Rusia pentru presupusa implicare în alegerile de anul trecut și anexarea Crimeei. Pentru asta, Camera Reprezentanților a adoptat cu o majoritate largă noi sancțiuni împotriva Moscovei. Kremlinul a criticat decizia, iar unii deputați ruși au cerut lui Putin să pregătească un răspuns dureros. Proiectul de lege care prevede noi sancțiuni pentru Rusia a fost votat în aproximativ 5 minute și a trecut practic fără dezbateri. Sancțiunile au fost adoptate cu o majoritate largă. On this vote, the yeas are 419, the nays are 3, the rules are suspended, the bill is passed. Astfel, Rusia a fost pusă pe aceeași poziție cu Iranul și Coreea de Nord, vizate și ele în noua lege. Printre altele, pachetul de sancțiuni prevede că persoanelor fizice, dar și companiilor americane, li se interzic tranzacțiile cu băncile rusești. Totodată, în noua lege se menționează că ar putea fi sancționate și companii din UE care cooperează cu Rusia în diferite domenii, cum ar fi cel financiar sau energetic. Acest lucru a nemulțumit mai multe țări europene, iar Comisia Europeană a anunțat că va analiza noile sancțiuni și va veni cu o reacție. Mai rapizi au fost parlamentarii ruși care de dimineață au tot făcut declarații. Ministrul adjunct de externe spune că sancțiunile americane vor distruge perspectivele unor relații mai bune cu Rusia. Președintele Comisiei pentru Afaceri Internaționale din Duma Rusă a spus că Moscova trebuie să pregătească un răspuns dureros. Până a intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă de Senat, iar apoi va ajunge pe masa președintelui. Statele Unite au impus sancțiuni Rusiei încă din 2014, când a fost anexată Crimeea, iar acum congresmanii americani vor să le extindă, deoarece Moscova s-ar fi implicat în alegerile prezidențiale de anul trecut din SUA. Fostul președinte al Georgiei și guvernator al regiunii Odessa, Mihail Saakashvili, nu mai este cetățean al Ucrainei. El a fost lipsit de cetățenie pentru că ar fi scris informații false în chestionarul pentru obținerea documentului. În 2015, Saakashvili a rămas și fără cetățenia georgiană. Decretul prin care Mihail Saakashvili este lipsit de cetățenia ucraineană a fost semnat de Petro Poroshenko, cel care i-a oferit-o în 2015 și care l-a numit în funcția de guvernator al regiunii Odessa. Serviciul de migrație din Ucraina a anunțat că Saakashvili a fost lipsit de cetățenie, deoarece atunci când a solicitat-o ar fi scris informații false, și anume că nu este vizat în vreun dosar penal în Ucraina sau în alte țări, deși în Georgia pe numele lui este emis un mandat de arest. Deocamdată nu este clar cetățean al cărei țări este Mihail Saakashvili, întrucât în 2015 el a rămas și fără cea georgiană. Anul trecut, politicianul a anunțat că își dă demisia din funcție de guvernator al regiunii Odessa, acuzând autorități ucrainene de corupție. Tot astăzi, oficialii de la Kiev au anunțat că îi lasă în beznă pe separatiștii din estul țării. La miezul nopții, alimentarea cu energie electrică a localităților din Donețk a fost oprită. Același lucru s-a întâmplat în luna aprilie, în teritoriile necontrolate din Lugansk. Liderii din cele două regiuni separatiste spun că decizia autorităților de la Kiev nu i-a afectat și susțin că au reușit să restabilească imediat curentul datorită alimentărilor din Rusia, dar și a două centrale electrice aflate pe teritoriul controlat de ei. Autoritățile ucrainene spun că au luat această decizie din cauza datoriilor, care se ridică la câteva milioane de euro.
Pentru prima dată de când este în funcție, Igor Dodon a deschis astăzi porțile reședinței de la Condrița pentru jurnaliști. Președintele s-a laudat cu renovările făcute la vila din inima Codrilor. Șeful statului le-a făcut jurnaliștilor un tur și le-a arătat împrejurimile, menționând că s-a mutat cu familia la reședință pe durata verii. Totuși a refuzat să spună cât a cheltuit și de unde a luat banii. Ca să cunoașteți, eu când am intrat în funcție, am venit în coace, în beci nu era nimic. Eu am încercat bine, spiritul gospodar, ceva am adus, dacă doriți. În primul rând, Igor Dodon s-a lăudat cu beciul plin cu vin, dar și cu provizii făcute pentru iarnă de soția sa. Ceva mi-au transmis prietenii, ceva este, dar haideți să vă arăt în partea aceasta, că spline doar acest prim. Este trei zboare. Vinul este glasat, văd la mine, la părinți. Aici este, cum spune la noi la moldoveni, șoncă. Șoncă, da. Din carne de vită și carne de porc. Au reușit să facă și ceva conservații, soția împreună cu doamna de aici. Când mai vine cineva o soție, ne oaspeți străini. Le dăruiesc la fiecare câte o... Maloșei, de la Călăraș au scris. Apoi, în mare grabă, ne-a arătat curtea reședinței. Președintele a spus că aici nu a făcut multe schimbări, doar a amenajat un teren de joacă pentru copii și a sădit flori. Știți că după aceste furtuni au mai căzut copaci? Și oamenii de pe teritoriu, nu sunt meșteri care v-au separat, care au organizat acest lucru și tot au amenajat aici. Aceasta nu era. Păi asta este din lemn, nu? Care a căzut în urma furtunii. Dar meșterii sunt de pe loc care lucrează aici zi de zi. La mare depărtare am zărit lacul artificial pe care spune că l-a umplut cu pește. Am adus câteva 500-600 de kilograme de pește care le-am dat în ea să fie pește. Bine, nu reușesc să pescuiesc, dar pește l-am dat în ea, las să rămână. Să rămână și pentru următorii pește și mai departe. Ce pește ați adus? Domnule Dodon, dar dumneavoastră cât vă propuneți? A urmat vila pe care am admirat-o doar de afară, accesul în interior fiind interzis. Nu, în interior nu merge. Dar de ce? Și cam atât am reușit să vedem. Igor Dodon a negat faptul că a băgat milioane în casă, precizând că a făcut o reparație cosmetică. Șeful statului însă nu a răspuns la întrebarea principală. Cât exact le-au costat lucrările și de unde a luat bani? În primul rând, ca să fie foarte clar, nu este vorba categoric de cheltuieli de milioane de lei despre care s-a vorbit în presă. Este vorba de mijloace financiare care au fost alocate de Cancelarea de Stat, bani suplimentari. În volume extraordinare nu au fost alocate. Mobilier nou și așa mai departe nu, un televizor două am adus de la Buiucani, unde noi am locuit, acum temporar. Cât despre petrecerea organizată sâmbăta trecută? Acesta este locul de trai al președintelui Republicii Moldova pe durata mandatului. Da, confirm că a avut loc un eveniment de familie. La mine săptămâna trecută, unul din fiori, am plinit o vârstă frumoasă, nu ați văzut pe internet, am lăsat. Care este încălcarea legislației? Imaginați-vă dacă mergem la un restaurant și făceam ziua de naștere, tot voi scrieți. Un restaurant de lux, președintele a făcut ziua de naștere, de unde bani pentru arendă, așa mai departe. Tot timp? Acum e restaurantul, da. Astăzi, la Condrița, președintele a organizat o conferință de presă, fiind luate măsuri sporite de securitate. Astfel că, înainte de a intra pe teritoriu, toți jurnaliștii au fost verificați cu detectorul de metale. Dodon a spus că în următoarea perioadă are planificate 7 vizite peste hotare. Inclusiv în august ar urma să ajungă la Vatican, unde urmează să aibă întrevedere cu Papa Francisc. Pe de altă parte, vineri, Dodon spune că se va întâlni cu vicepremierul rus Dimitri Rogozin și împreună vor participa la manifestațiile organizate în stânga Nistrului. Și-au transformat visurile în afaceri, iar temelia au pus-o din bani europeni. Este vorba despre mai mulți antreprenori din autonomia Găgăuză și Taraclia care au primit granturi europene. Astăzi încă 16 oameni au obținut până la 18.000 de euro fiecare în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. În luna martie, Sergio Urmancia a câștigat un grant în valoare de 13.000 de euro. În mai bine de 5 luni a reușit să pună o afacere pe picioare. Prelucrează produse din metal. A reușit să-și deschidă și un magazin în Geadărlunga. У меня есть постоянный клиент, который
покупают почти всю мою продукцию. Его даже не успевают. Вот такой листок стоимостью 12 лей. Мы вырезаем за 5 секунд. Alți 16 antreprenori au beneficiat de granturi similare astăzi. Printre ei este și Anastasia Cheușa din Ceadr Lunga. Tânăra a decis să-și transforme pasiunea într-o afacere. Aceasta creează cutii decorative din lemn. Până acum le-a făcut manual, astfel că grantul de peste 8.000 de euro îi va fi de mare folos. Производить не только комодики для косметики, органайзеры для украшений, но и аптечные шкафчики для лекарств. Анастасия знает преференции клиентов и пытается всегда их surprindă. Допустим, вы ставите вот сюда телефон, сюда можно положить кольца, сюда кольца. Ну, вариаций очень много. Все ручная работа. Вот это примерно 800 лет. Iar Ivan Negov din satul Tomaicea de Lunga a semnat un contract de cooperare cu uzina de tractoare din Belarus în 2015. Din piesele livrate de partenerul de la Minsk asamblează tractoare. Cei peste 17.000 de euro sunt bineveniți. Nuждаем в переоборудовании нашего цеха, потому что пока работаем на старом советском оборудовании, хотим еще больше производить данной продукции. De la lansarea întreprinderii din 2015 spune că a vândut 45 de tractoare. Prețul unui tractor pornește de la 8.500 de euro și ajunge până la 14.000. Мы хотим, чтобы все коммунальные хозяйства работали с этими тракторами. Трактор по сути дешевле. Condiția de bază pentru antreprenori a fost să contribuie cu 20% din suma pe care au cerut-o de la investitori pentru afacerea lor. Proiectul face parte din programul de susținere a dezvoltării rurale și agriculturii în autonomia Găgăuze și raionul Taraclia. Acesta este finanțat de Uniunea Europeană. 6 elevi din capitală s-au întors de la cea mai importantă competiție de robotică din lume desfășurată la Washington. Aceștia au creat un robot care poate curăța apa. Au concurat cu alte echipe din 160 de țări ale lumii și s-au clasat pe locul 41. După ce au câștigat câteva ediții a concursului național de robotică, elevii au mers să ne reprezinte țara la Olimpiada Internațională din SUA. Tematica a fost accesul la apă potabilă, astfel că echipe din 160 de țări au trebuit să construiască un robot care se va ocupa de epurarea apelor uzate. Ca robotul nostru trebuia să colecteze bilele albastre și cele portocalii, bilele albastre simbolizând apă curată și cele portocalii apă contaminată. Apa curată trebuia să o ducă în rezervoare, dar cea contaminată trebuia să o ducă în laborator pentru analiză. Și pentru fiecare bilă el obținea punctaj. Competiția nu educă doar ingineri, dar și oamenii responsabili care să fie la curent cu problemele globale. La cele 6 probe de concurs, elevii noștri au făcut echipă cu reprezentanții altor țări și au ocupat locul 41 din 160. S-ar putea și mai bine, dar locul care l-am ocupat este destul de bun pentru Moldova, cred eu. Erau echipe mai slab pregătite, erau mai puternici, dar toți ei aveau ceva lor specific. Cel mai greu lucru în crearea acestui robot a fost utilizarea tuturor pieselor și combinarea mai multor mecanisme într-un întreg. Tinerii spun că pasiunea pentru robotică le-a îndeplinit visul de a călca pe continentul american. M-am făcut mulți prieteni din alte țări și am cunoscut foarte multe națiuni. Acolo este cu mult mai umed și mai cald. Foarte tare m-a surprins. Chiar am văzut nivelul în an de dezvoltare Statelor Unite și am văzut multe lucruri noi care putem învăța de la alte echipe din alte țări. Tinerii vor să se facă ingineri sau specialiști IT. Matfei Ferraru studiază de 3 ani robotică și își dorește să revoluționeze acest domeniu în țara noastră. Păi, la noi sfera IT-ului nu e tare bine dezvoltat și sunt foarte multe ramuri care pur și simplu încă nu s-au format. Că, de exemplu, deservirea în magazine, de exemplu, implementarea roboților în școli, primare sau în grădinițe, care ar, nu pur și simplu ar aduce la copii informații și ar impune să învețe, dar ar face asta cumva într-un mod mai interesant. Profesorii vor avea mai puțin de lucru, însă deoarece nu va fi nevoie să le fie achitat salariul. Mie îmi plăcea foarte mult să programez, să construiesc. Și mai ales că în ultimul timp IT-ul s-a dezvoltat foarte mult. Ambasadorul SUA la Chișinău a invitat echipa de robotică la reședința sa pentru a o felicita pentru succesul obținut. Domeniul de IT constă 6 sau 7% PIB-ului Republicii Moldova, așa că potențial este foarte mare, foarte important și noi dorim să atragem tineri care sunt interesați în acest domeniu. Competiția First Global Challenge s-a desfășurat între 16 și 18 iulie la Washington și este la prima ediție. Participarea echipei de robotică la Olimpiada Internațională a fost susținută financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare și Guvernul Suediei.
Șerif a remizat în prima manșă etapei a treia preliminare din Liga Campionilor pe terenul formației Azere Karabag. A fost 0-0 într-o partidă în care gazdele au avut mai multe ocazii de gol. Șerif a rezistat, iar portarul a avut câteva intervenții salvatoare. Pentru Viez, Petru Racu a ratat o ocazie bună de a marca. Meciul retur va avea loc la Tiraspol pe 1 august. Dacă se va califica în play-off-ul preliminar al Ligii Campionilor, Șerif își va asigura prezența în faza grupelor din Europa League. Noi medalii din partea luptătorilor moldoveni. Vasile Diacon a luat argintul la campionatul european de cadeți. În final a pierdut la limită în fața unui rus. Totodată, Maxim Bostan a încheiat turneul cu o medalie de bronz. Luptătorul de stil liber Vasile Diacon a evoluat în limita categoriei de greutate de 69 de kg și a reportat 3 victorii la scor în fața unor sportivi din Estonia, Bulgaria și Polonia. În finală, Diacon a dat piept cu rusul David Celdiev și a fost condus cu 4-0. Luptătorul moldovean a dat dovadă de caracter, a revenit spectacolos și a egalat scorul. A fost și scorul final, însă victoria i-a fost acordată lui Celdiev, deoarece moldoveanul a primit un avertisment din partea arbitrilor. O medalie de bronz pentru Moldova a cucerit ieri Maxim Bostan, tot la lupte liberă, însă în categorie de 42 de kg. În finala mică, el a bătut un adversar din Germania cu scorul de 8-2. Campionatul european de lupte libere greco-romane și feminine destinat cadeților se desfășoară în orașul Sarajevo din Bosnia și Herțegovina. 25 de sportivi reprezintă Moldova la turneu. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!